Bună ziua! Facem astăzi cuscus. Am boabele mai mari, jumătate de kilogram. O să avem nevoie de apă dublu cantitatea de cuscus. Deci puneți în pahar și un pahar de cuscus, două pahare de apă. Așa se socotește. O să fac cu zarzavaturi astăzi, un morcov ras, puțin ardei. O să am nevoie de 3 linguri de ulei de măsline, sare și piper. Pentru început o să prăjesc în ulei morcovul cu ardei. Morcovii cu ardei. Puteți să puneți și ceapă dacă doriți. Le prăjim. L-am călit până aproape s-a făcut morcovul, cam vreo 6 minute. O să-l prăjesc și cu scus. Tot așa, câteva minute. Între timp o să pun apa la fiert, într-un vas. Și am aici apa clocotită. E de ori cantitate, o să pun. Și de două ori cantitate, apă clocotită. O să pun și sarea și piperul. După gust le punem. Lăsăm să fiarbă până se evaporă cât de cât apa și pe urmă îl dăm la foc mic. Puteți să puneți și zeamă de carne în loc de apă, dacă doriți. Eu o să-l fac lângă musaca de roșii, așa că nu vreau cu gust de carne. A rămas doar foarte puțină apă. Acum îl dăm la minim și lăsăm așa să se facă încet. Până se termine toată apa, atunci e gata. Încercați un bob și dacă îl vedeți cam puțin tare, se poate acoperi și lăsați așa, acoperit. Ca să apa s-a terminat de tot și încă mai este tare bobul, puteți foarte puțin, tot așa apă fierbinte, să puneți câte o linguriță până se face. Iar la sfârșit, dacă nu vă place, puteți să puneți pătrunjel verde. Este gata. Deci noi ce am folosit aici este un cuscus de mărime mare. Deci nu e cel mărunt care se pune doar în apă fierbinte și se lasă 10 minute. De aceea trebuie fiert. Pentru că este mare. Aceasta este rețeta noastră pentru astăzi. Mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere!